fac foarte, foarte bine. La minus 3 grade, nu? E, nu, nu știu. E doar un titlu. Nu. E, nu. Înghețam dacă făceam amor la minus 3 grade. Nu, că dacă făceați amor, vă dezghețați. Nu, sau da, cum? Nu, 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 n-am apucat. Dar, într-adevăr, într-adevăr am ajuns la hotelul de gheață. Mie mi s-a propus să fiu o imagine a hotelului de gheață în România. Deci pe 2000. De gheață, e rece, e foarte rece. Nu știu, da? Sunt rece, nu? Așa, da, mă gândesc. Dacă eu sunt rece. Figură scandinavă. Da, da. Da, de asta? Figură scandinavă, ești imaginea, uite. Ești tipologie. Așa, și mi s-a propus și în China pe 2015, la în anul. China? A da. Anins în China? Și, nu, este făcut și acolo hotelul de gheață. Cei Coate, care da. Au făcut în România au făcut și acolo, sunt niște nemți. Ești imaginea da. Hotelurilor de gheață? Da, și pentru mine... Să ne dea o cameră mai ieftină. Cum să nu? Chiar vă invit. Nu m-aș duce nici mort. Se topesc bărbații după tine. Da, să știi că e o experiență interesantă. E foarte interesant să-ți dai seama să petreci o noapte acolo. Și chiar, uite, vreau să invit pe toată lumea și pe voi la lacul Lebedelor pe 18 ianuarie. Da, v-am adus invitații. Da? Da, perfect, da, da, mulțumim. Și invit pe toată lumea. Și acolo se poate câștiga o noapte la acest hotel. Cu cine? Mie mi se pare foarte interesant. Eu de când s-a făcut în România, de 5 ani sau de când s-a făcut acest hotel, mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung acolo. Nu știu, mi se pare foarte interesant. Îți dai seama că e... Și ți s-a părut la fel de interesant și în da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Experiență. Oricum îți dă saci de dormit, dorm? Care da, sunt okay, foarte... Da, respirația adică... tot... aer dormi îmbrăcat. Rece folosește. Au saci de dormit de două persoane? Da, da, da. Cum să nu? Și pat matrimonial cu blănițe, cu blană, cu nu știu ce. Dar da, se respiră da, da. Aerul ăla atât de și rece toată noaptea. E foarte frumos. Pare... E făcut într-un mare fel. E extraordinar. Și nu aluneci, nu dai cu capul de paradosia. Ha. N-am încercat, da? Oare scap să pun un baie? Că aia e, asta nu se trebuie bordea. Dacă scap să pun un baie. Eu din ce știu, dacă ți-e frig, ți se dau două fete cu care să dormi. Ce știu. Vezi, vezi fiecare... Asta la tine aici, București, nu la hotelul de gheață. Două trăiesc în zăpadă, mă. Cu tine două fete asta. Câte nopți ai stat? Trei nopți. Ai rezistat trei nopți, nu? Da, mi-a plăcut foarte mult. Na, oricum e... Și Radu două. Auzi, și când pleci de acolo, lași o gropiță în pat? Au și spa? Adică se topește patul așa de la... Nu, mă, să mor, serios. Nu, îți dă altă cameră. Nu, 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 nu. E foarte bine făcut, îți dai seama. Nu e doar gata de pe zi pe alta și se topește. Îți dă voie să pleci de acolo după ce topești camera. Deci nu e ca în capra cu trei. Exact. Dacă n-ai topit camera, te bagă extra. Și până la urmă e și bulea lac acolo. Unde îți dă alte camere. Foarte tare. Oricum, hotelul se distruge în mod natural. Să nu meargă cu o tabiță, că transpiră foarte tare și îngheață. La venirea primăverii, nu? Îngheață brusc. Nu, ziceam că... Da, băiatule, vezi. Deci, ai reușit să aburești măcar geamurile? Sau nu are geamuri? Astea sunt detalii. Are geamuri? Ca în Titanic. Nu, nu. N-are geamuri? Nu. Păi, dai seama. Ah. E foarte intim așa totul acolo. Da, mă, cred da, că e o experiență pe care nu interesantă. Vreau. Dacă doriți să vă duceți să acolo, încă mai este deschis vreo câteva luni, presupun, nu? Februarie, da, martie. Da, 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 da. Și da. Da. Și vă invit, v-am spus, la lacul Lebedelor, unde puteți să câștigați o noapte. Am înțeles. Luăm câteva minute.